Și în cazul în care președintele Timofteni nu este de acord să-l înainteze pe domnul Plahotniuc? Nu, cum să vă spun, este decizia curții, nu știu cum aici domnul președinte poate să respingă. Curtea constituțională a spus clar, dacă este o majoritate parlamentară și înaintează o candidatură, președinții este obligat să o desemneze în calitate de candidat la funcție prim-ministru. Dacă nu, atunci iarăși reiesc, iar se sezeră la curte, iar curtea se examinează. Eu cred că nu e timpul. Noi așa am pierdut, dacă să vorbim sincer, nu o lună jumătate, noi am pierdut din 2013, de când ne-a scos până la guvernare, din aprilie sau când a fost, în februarie atunci ne-a scos la, iată, jumătate de 2013, 2014, 2015, 2 ani și...